100%? Nu, nu, Victor Ponta nu a făcut o asemenea propunere. N-a existat nicio Victor discuție de Ponta a genul ăsta? făcut Da? foarte pe fugă, ca într-un soi de avantpremiera unei discuții care abia urmează, privitoare la construcția viitorului buget, în care a descris sau a evocat câteva variante posibile. În orice caz, ceea ce e mai important, cred, este să vă spun că în niciun caz Partidul Național Liberal, atâta vreme cât va fi la guvernare, nu va accepta o majorare a taxei unice. Și cred că asta e esențial. Da, și eu am vrut să vă aud spunând lucrul acesta. Aici mă bucur că vă aud spunând, făcând o astfel de declarație. Dar domnul Victor Ponta, când a enunțat, a spus mai multe scenarii, a mai luat, pentru că e evident că e nevoie de mai mulți bani la buget. Dar domnul Ponta, ce alte scenarii a mai enunțat alături de acesta cu majorarea cotei unice? Foarte sincer să vă spun, așa cum se poate ca la un moment dat să nu știți dacă sunt eu sau e domnul Roșca Stănescu, nici eu nu mai știu exact dacă l-a enunțat Ponta sau l-a enunțat Chițoiu. Pentru că erau de față și discutând, unul ca prim-ministru, unul ca ministru al finanțelor, nu mai știu care dintre ei, pentru că noi am mai avut, eu contaminez asta și cu o discuție pe care am mai avut-o informală cu miniștrii liberali, diferite alte variante. E adevărat, e nevoie de sporire de venituri. Eu pun, am pus și acolo, pun de fiecare dată problema a ce se face sau nu se face pentru reducerea cât de cât a evaziunii fiscale, pentru că trăiesc de ani de zile, trăim cu toții aceeași poveste, când vine toamna și se face bugetul, constatăm că nu avem suficiente venituri și mai punem niște taxe. Ori asta nu se mai poate, cel puțin nu cu noi la guvernare. E a S-a pus doua oară când problema rostiți, e a redevențelor. doua oară când rostiți această, n-aș numi o amenințare, dar această Nu. frază, nu cu noi la guvernare. Deci dacă s-ar întâmpla, liberalii conduși de dumneavoastră sunt decisi să iasă din această guvernare. Nu se poate, nu se poate întâmpla. Noi nu dorim să ieșim de la guvernare, dorim să guvernăm, avem chiar această obligație asumată și, sincer, nu cred că Victor Ponta va insista. Victor Ponta însuși, dacă ați fost atenți, și știu că ați fost, e meseria dumneavoastră, a invocat în Statele Unite acum, în ultimele 48 de ore, ca pe unul din aturile României pentru investitori străini, o cotă unică de 16%. O minută Iertați-mă, exact. dar noi ne-am obișnuit cu Victor Ponta să spună una într-o parte și alta în altă parte, așa că n-ar fi exclus ca la Nu, venirea în țară nu să știu, pună poate pe acest dumneavoastră vă scenariu. păcălește, pe noi partenerii nu. Adică a fost Niciodată. corect și eu, în sensul acesta, sunt optimist pe viitor. O să ținem minte fraza asta. Da, o să o notăm. Vă mulțumesc, Vă domnule rog. Antonescu, vă aștept și